Te rog să-ți bagi mințile în cap. Pentru tine, Dana este numai eleva Vasilescu Dana dintre a 10-a B. Nu vreau să-mi fie rușine pentru tine. Ai făgăduit că ai să înveți așa cum a fost dorința mamei. Promiți? Promit. Ai înțeles, domnule? Dana nu există pentru tine, ai înțeles? Clar! Te dai mare, faci jurăminte și când colo ești o mămăligă. Fugi cu sapa în spinare să fii lângă ea. Chipurile pentru prestigiu clasei. Sunt dacă n-am făcut-o pentru noi toți. Măi,